Salut, traderilor, aici pe păr, la 16-lea episod din Maps from Subs. De data asta avem o mapă super tare, cel puțin în lobby, după cum vezi. Uita și tu să apeși butonul de like dacă îți place această serie și vrei să pun cât mai multe episoade din Maps from Subs. Lobby-ul așa tare, e modern, cel puțin culorile îl fac să fie foarte, foarte modern. Hai să vedem. Deci, despre... Ok... Eu sunt Nick, iar aceasta este a doua mapă pentru Maps from Subs. Probabil îți mai aduce aminte de mapa mea cu regele care trebuia să se însoare și a ieșit un eșec, dar aceasta sper să iasă mai bine. Păi sper și eu. Dar nu, și mapa aia a fost super tare, așa că n-ai de ce să te îngrijorezi. Ok, reguli. Poți sparge cu frunzele, dă-te pe față pentru a nu putea vedea prin frunze, dă-te pe easy, distrează-te. Ba, nu mă dau pe fast. Poveste. Tu ești un copil care a ajuns la școala de corecție și pentru a putea absolvi clasa trebuie să faci următoarele challenge-uri. Mult noroc. Mersi. Apasă-le. Asta era mișto. Bănesc că trebuia să iau sabia sau nu. În fine, challenge 1, parkour, level 1, checkpoint. Ok, avem un checkpoint. Scurtătură, drum normal. Îmi place că mă duce înapoi, știi, asta e bine. Bine că avem un checkpoint, asta e logic. Opa, așa. Îmi place. Ah, trebuia să dau de fiecare dată control și să alerg. Ok. Îmi place culoarea asta. Mauve ăsta, așa, purple, cu grijă. Și... Opa, așa, mă, bravo. Hai să vedem. Level 2. Checkpoint. Hai să vedem. Tot parkour, mă. Opa, așa. A, știi doar că nu-mi place chestia asta. Ia stai. Mai întâi închide poarta. Poartă? Ce poartă? A, poarta asta, ok. Opa, așa, gata, mă, închis și poarta. Super tare. E bine că nu am foarte mult damage când pic, sau poate... Chiar deloc. Bun. Așa, bun. Și în caz că nu vezi, că nu filmezi mapa ta, mapa ta zic așa, în caz că mi-o trimite oricine, înseamnă că au fost niște probleme la ea și nu am putut să o filmez. Înainte să-mi trimiți mapa, nu știu, verifică și tu mai multe chestii. Să faci tu mapa mai întâi, știi? Și dacă totul e în regulă, să mi-o trimiți. Mamă, uite câte de-astea, mă, cum se numesc. Am uitat. Bine, dar sunt super tari și uite câte multe sunt. Câte multe. Level 3, checkpoint din nou. Ok. Hai, mă, mă lași cu parkour. Opa, haide. Nu, 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 nu. Ce? Naiba e asta. Este puțin. Speed. O, avem viteză. A spus cumva că pot sparge frunzele, ok. Wow! Wow! Ce cu viteza asta, tipule? Mă, asta îmi cauzează probleme aici. Stai, 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 stai. Hai, mă! Serios, chiar nu pot să trec pe aici. Cu viteza asta chiar nu pot. Oh, ai avut tot ceva probleme, cred. Stai, frate, game mod 1. Asta pentru că pur și simplu nu pot să trec. Așa. Bun, haide să rămânem, uite, aici. Game mod 1, pardon, game mod 0. Bun. Hai să vedem. Bea. Bănesc asta o să-mi... Cum îi spune? O să scap de speed. Deci laptele asta o să mă ajute să scap de speed. Și uite că m-a ajutat. Ok. Sari. Imediat, boss. Gata, am sărit. Nu s-a întâmplat nimic. Ai, mă, serios. Oh. Wow, tare. Cream că o să pic pe lângă. Hai, mă, serios. Stai așa că trebuie să spargă asta cât mai rapid. Sau nu? E, în fine, o să apăs eu pe pressure plate chiar dacă nu sparg porcăriile astea. Azi, mai multe? Cream că e decât una singură. Challenge 2. Or Q... QR code. O, asta nu-mi place. Bravo, Pepper, dacă ai ajuns până aici fără game mode 1, ești tare.
Iar dacă nu, tot ești tare. Mă, trebuia să folosesc game mod 1, acolo ai văzut. Ia uite, am primit și un sapling. Ia să vedem. Pentru a trece această probă, trebuie să desfaci codul și să-l introduci prin intermediul butonilor. Citește asta. Traduc cu ajutorul cărții. Deci, 4 ar fi semn exclamă. Aha, mai întâi ar fi așa. 1. Ok. Apoi 3. Așa. Stai să vedem. Apoi 5, ok. Hai să vedem. Semne ăsta, cum zice, cratima, 2. Ok, cratima sau minusul. 2, uite, 2 era să apăs pe 5. Apoi mai avem plusul. Și plusul e 7-le. 7, uite-l aici, 7. Bun, îmi place tipul ăsta de challenge. Challenge 3, fighting. Ia să vedem, când ești pregătit, apasă-l. Cred că acolo, da, ați văzut că era o sabie la spawn, dar am uitat să o iau. Credeam și eu că e așa pusă la vrăjeală, dar nu-i nimic. Uite, luăm sabie de diamond, pentru că acolo era o sabie de diamond. Sper să nu fi fost enchantată aia, dar nu-i nimic. Ia, asta e battle of enchanting. E, în fine. Level 1. Bun. Level 1. What? Aia, în fine. A, bun, level 1 la fighting, ok. Wow! Cream că o să vină săgeți. Marș! Plecați-mă de aici. Ok, asta a fost destul de ușor. Ia, apasă după ce ai terminat. Păi am terminat. Level 2, fighting. Checkpoint. Oh, mai mult loc. Asta înseamnă că o să vină mult mai mulți zombie. Ai, skeletoni. Vai de viața mea. Este așa că trebuie să mă mișc pe aici ca să nu tragă toții mine deodată. Altfel o să mă nenorocească. Bun, haide că i-am caftit. Uite, arc. Arc și multe săgeți. Păi să știi că o să le folosesc și eu. Pasă pe ce ai terminat. Bun, am terminat level 3, checkpoint, chestii. Hai să vedem. Vai de viața mea. Sper să nu spargă mapa. A, nu, n-a spart-o, asta e tare. Mă-mi place super mult mapa asta. Aoleu. Te rog, unde mă dă... Ha? Was burnt, what the fuck? Și m-a dat la... Început? Stai. Poveste? Păi și cum? Deci uite, asta era sabia. Bun. Haideți să folosim game mode-ul și să trecem. Așa, pică aici. Stai puțin, game mode 0. Ok. Uite, vezi, asta cred că a fost o greșeală din partea ta. Bine, oricum, mapa e super tare, după cum vedeți și voi. Super, super tare, chiar îmi place. Și mulțumesc că ai făcut-o, dar trebuie să fii puțin mai atent. Așa. Mă, nu știu. Care a fost problema? Ceva de pat? Sau să nu fi apăsat eu checkpoint-ul? Cred că am apăsat și checkpoint-ul. Așa, stai să ne punem... Ia ce e acolo jos. Ok. Bun. Challenge 2. Am trecut și de... stai că trebuie să apăs asta din nou. Și nu mai am... Da, nu mai am chestia aia. Ia stai, game mode 0. Nu mai am aia, vai de capul meu. Să-mi aduc aminte cum era. Mai întâi 1. 5. 2. 7. Bun! Uite că mi-am adus aminte, asta e super tare. Deci pregătit, apasă. Codurile. Așa, ok. Stai. A, stai că te se bat din nou pe ăștia, asta mă enervează. Cream că nu mai trebuie să se bat și să trec așa ca prin brânză. Bă! Nu, s-au spawnat din nou, au călcat idioții aia pe pressure plate. Să nu îndrăznești să mai calci pe pressure plate încă o dată. Așa. Acum nu mai calc pe pressure plate. Bun.
Stai că o să vină iară de ea. Hă? A, bun, înseamnă că a fost un singur, o singură rundă. Bun, haide că am ajuns. Ha? Hai. A, ia stai. Mai întâi uită-te în jos. Da, ești ultimul... Ești la ultimul challenge, The Trapper. Opa, trebuie să picăm. Uită în jos. Să picăm în apă? În apă atunci. Shit. Ok, stai, n-am voie să sparg de asta. Ok, deci nu o să le sparg. Adică, nu, cred că am ajuns unde trebuia, stai să mă uit. Cred că acolo trebuia. E, în fine, ajungem noi până la urmă. Haide, mă. Te dau control. O să alerg. Foarte tare. Om, mă întreb cât a durat să faci chestiile astea. Adică, uite-te și tu. E super, super înaltă. Ideea a fost super tare. N-a mai fost ceva comun ca la fiecare mapă, să zicem. Ia să vedem. Nu! Tipule, nu! Opa! Mamă, iar era să mor. Și acum are surpriză, sfat. Uită-te de cât în stânga. M-am uitat în stânga. În fine. Minecart. Ok, uite, hai de că am luat noi niște minecarturi. Opa, stai că eu le puneam la loc. Se păstrez codurile, că, na, cine știe ce se întâmplă. Ok, hai că am luat minecartul. Vai, cât de tare. Hai, pe, hei, pe vă, sper că ți-a plăcut, mă, păi am fost Nick, în continuare să te bucură de ceva. Uite cât de șmecher. Pigmen. În continuare, ci că o să mă bucur de ceva. Abia aștept să vă... Tu și eu, vai, cât de... Cât de șmecher, frate, ia, uite, stai. Cu plăcere, îți mersi mult, frate. Uite și deci, ăsta este skin-ul lui. Uite, nest... cum le spunem, artificii din cap. Uite ce tare. Cât de șmecher, e și foarte bine skin-ul meu și skin-ul lui. Aici e un fel de prof, știi, un fel de... Și cum face PewDiePie cu abonații. Da, super tare. Hai să dăm așa sound-ul mai încet. Bun, stai să mă urc în capul meu pentru că... Ba nu, uite, mă urc aici pe, pe pumnii noștri, uite. Așa, bun. Păi, cam... Doi, bă, să arunc astea de pe mine, mă. Pac, așa. Bun, cam atât în acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați voi să apăsați butonul de like și să spuneți în comentarii dacă v-a plăcut mapa, pentru că chiar vreau să aflu părerea voastră, pentru că mapa asta a fost prea epică. Bun, eu am fost Pepper, ne revedem în episodul următor. Bye, bye!